Salutare prieteni, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou videoclip. Azi o să vă arăt cum să faceți rost de cel mai rar item din Minecraft care există la momentul actual. Bun, deci știți că Minecraft există Golden Apple și Golden Apple enchantat. Și astăzi o să vă arăt cum să faceți rost de un Golden Apple enchantat cu eficiență 1. Și da, hai să începem direct, este destul de ușor. Nu uitați de un like acolo pentru mai multe videoclipuri și rămâneți până la final pentru că am să vă spun ceva mai pe la finalul videoclipului. Bun, pentru început, când intrați pe Minecraft, puneți comanda aceasta, locate, structure, mention, dați enter, o să vă dea coordonatele unde trebuie să vă duceți. Și le scrieți așa, foarte simplu, coordonatele pe care vi le dă vouă. Imediat să le scriu și eu. Așa, o să pun înainte de coordonate slash teleport. Dacă puneam înainte, se duceau coordonatele și nu mai puteam să le citesc. Și dați enter. Bun, hai să iau Golden Apple-urile de aici, să le pun. Așteptăm un pic să se încarce. Ia să vedem unde m-a dat pe mine. De ce m-a dat în pământ? E mansion în pământ? Ok, bun. Am ieșit la suprafață. Și aici, în această structură, voi trebuie să căutați o cameră secretă la parter aici. Nu cred că sunt șanse să găsesc camera secretă din primul mansion. Dar totuși o să o caut. Și în caz că nu o să găsesc camera secretă, trebuie să mă duc în alt mansion. O să vă arăt cum să faceți chestia asta imediat. Numai să vedem dacă e pe aici, pe la parter, camera secretă. Nu e. Deci trebuie să faceți și voi chestia asta în caz că n-ați făcut-o până acum. Sau nu știați că ăsta este cel mai rar item din Minecraft. Vă spun eu, acesta este la momentul actual. Obțineți-l până nu dispare acest bug, pentru că dacă dispare și voi o să-l aveți pe lumea voastră, o să fie genial. Bun, nu este camera secretă. Iar acum, ca să vă teleportați la un nou mansion, trebuie să modificați ceva. Tot așa o să puneți locate structure, mansion. Dar de data aceasta puneți true. Dacă nu puneți true, nu o să vă dea o nouă locație. Bun, și acum scriu iarăși de pe coordonatele. Așteptăm să se regenereze iară mapa, să se încarce. Bun, sper să am noroc din a doua oară să găsesc acea cameră secretă, dar dacă nu o găsesc nici aici, revin eu după ce o găsesc. Aici iarăși nu prea sunt semne de camera secretă. Hai să mergi și pe aici. Trebuie să fii și atent un pic, că dacă treci pe lângă ea crezând că nu e, n-ai făcut nimic. Bun. Hai mă, nici aici nu e. Iar acum o să trebuiască să mă teleportez eu în alt mansion. Cred că e al 10-lea mansion în care sunt și n-am găsit... Ce asta? Camera secretă! Deci cam așa trebuie să arate camera secretă. Vedeți, aici este descoperit, cameră frumos. Și aici avem acoperit. Intrăm? Hai să-mi iau și o torță că e întuneric. Bun. Și aici se află un copac cu un chest. Și ce se află în chest? Un Golden Apple cu eficiență 1 sau eficiency 1. Ok, bun. Cam așa arată mărul enchantat. Nu este nimic schimbarea textură sau ceva, numai că e enchantat cum să poți să enchanteze anumite armuri de piele, cred. Nu prea le am eu cu enchantatul aici. Asta ar fi cea mai simplă metodă să faceți rost de acest măr. Și voiam să fac o serie cu secrete sau cum a fost acest videoclip, să vă arăt cum să faceți rost de
ai teme rare, lucruri rare, cum să le obțineți mai ușor, pentru că știu foarte multe chestii despre secretele din Minecraft, dar vedem cum va decurge activitatea pe acest clip. Dați și voi acolo un like dacă nu ați dat până acum un comentariu, o distribuire și desigur, lăsați în comentarii dacă știați de acest măr, faceți rost de el, v-am spus pe la începutul videoclipului, că dacă se rezolvă acest bug și voi aveți mărul, o să fiți cei mai OP din joc. Pentru că nu merge enchantat, să înțelegeți clar, nu merge enchantat cu eficiență sau cu orice altceva. Nici în creativ nu îl poți obține. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut și ciao fraților!